venit și vă așteptăm cu drag în județul Tulcea, Delta Dunării și Munții Măcinii. Bună ziua! În primul rând vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la standul Deltei Dunării. În spatele nostru se află unul dintre cele 68 de trofee pe care Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism le-a acordat. De ceva timp, o mână de oameni vizionari din patronatul de turism și-a dat seama că uniți pot prezenta mai bine produsul, uniți pot atrage mai mulți turiști. În acest sens, toți au canalizat resursele și munca în această asociație de management, care își face foarte bine treaba, alături de care au venit și autoritățile, cum am spus, locale, primăriile, după cum vedeți, sunt foarte multe ansambluri folclorice ale primăriilor din județul Tulcea. Și deasupra tuturor, Consiliul Județean, care oferă sprijin și logistic și cu tot ceea ce poate oferi din punct de vedere legal. A fost cea mai mare creștere, conform statisticii, de 77% pe 10 luni de turism, 67% pe întreg anul 2018. Sunt niște cifre care ne arată faptul că această platformă gândită la nivelul Consiliului Județean Tulcea, autoritățile locale, primăriile din județ, patronatul din turism și Asociația de Management a Destinației Turistice Delta Dunării a reușit să-și ducă la bun sfârșit ceea ce s-a gândit la început, să crească cât mai mult vizibilitatea județului. Cred că cifra de 67% care reprezintă plusul de turiști față de 2017 se datorează acestei entități și, repet, implicarii domnului Țibuleac și a domnului Horia Teodorescu. Asociația de management este o entitate nouă. Este adevărat că până acum s-au promovat, exista o asociație, Dobrogea Litoral, dacă nu mă înșel, care promova și Tulcea și Constanța. Dar trebuie să recunoaște, erau mai mulți focusați pe Constanța. Evident, acest OMD este mai mult focusat pe Tulcea, dar ați văzut că peste tot în prezentări și în atitudine se vorbește de Dobrogea. Deci nu face referire doar la Tulcea și doar la județul Tulcea. Din punctul meu de vedere, prezentarea Dobrogei vine cu succes a întregului ținut. Nu vreau să critic nimic din ce s-a făcut, din contră. Apreciez ce s-a făcut și întotdeauna voi încerca să preluăm ceea ce a fost bun. Dar ceea ce s-a făcut și e important, s-a făcut o promovare reală, unitară, fără rupturi de rin și fără fragmentare când discutăm de destinație. Iar faptul că am venit cu un produs turistic în urma unor cercetări, faptul că acest produs turistic a fost mediatizat și promovat cu toate prilejurile și a arătat efectele. Față de anul trecut, se pare că avem și o poziție mai favorabilă. Este realizat într-un mod excepțional. Felicit echipa care s-a ocupat de acest lucru și nu vreau decât să transmit un singur mesaj: vizitați Tulcea, vizitați Delta Dunării, vizitați Dobrogea și județul Tulcea. Întotdeauna când e vorba de Tulcea, de Delta, eu sunt primul care promovez și orice fac și orice am făcut în viața mea, întotdeauna am promovat cu bucurie și cu satisfacție și județul Tulcea și mai ales Delta. Tulcea vine cu o ofertă extraordinar de bogată. Știm că Tulcea este un județ bogat și din punct de vedere geografic și putem sublinia aici practic toate elementele de relief. Pornim de la lagună, zona pe care o reprezint oarecum aici, mergem către munte, Munții Măcinului,
dar totodată și către Delta Dunării și Mare, da? Deci vine, bineînțeles, o ofertă bogată pentru sărbători, dar pregătește și sezonul estival.